O să aveți aici să vă aproba ceva genul, să vă... Stați să vedem, poate că nu mai știu sigur cum se zice. Da, eu deocamdată nu aici pe canalul acesta nu sunt acceptat, deoarece nu am un canal. Acesta este doar o tentativă de canal care nu e confirmată, nu nimica. Iar voi o să aveți ceva genul activează. După ce dați activează, o să vă ceară, da, o să ies, dar ce? O să vă ceară numărul de telefon sau să confirmați cu un cod contul. După ce confirmați, o să mai aveți o setare generare de bani. Pentru a activa această opțiune, nu uitați că trebuie să aveți contul de AdSense. Adică nu neapărat trebuie să aveți contul de AdSense, că puteți să vă activați generare de bani, dar nu o să primiți niciun ban, că banii rămân tot la Google. Trebuie să fiți de acord cu acești termeni. V-aș recomanda să-i citiți dacă vreți, dar în mare parte vă zice despre ce e vorba, adică copyright, conținut copiat, cum câștigați banii, ce taxă vi se ia din banii care îi câștigați, bla bla bla. Dacă vreți, citiți termenii, dacă nu, dați mai departe. Dați o dată așa, de două ori, ca să vadă roboții aia de la Google că v-ați dat interesul. Dați, activați. După o să aveți această opțiune activată. O să vă apară la canal aici generare de bani și o să vă apară ceva genul... Da, internetul nu merge ca praștia. O să vă apară ceva genul ăsta. Eu nu am cum să vă arăt, deoarece canalul ăsta e legat deja la un cont de AdSense. Dar voi o să aveți ceva genul legat, asociați-vă cu contul de AdSense, o opțiune. Dați mai departe și o să vă apară această fereastră în care vă zice mai continuu sau mai departe sau înainte, ceva genul. Dai înainte. Așa. Hai de viața mea. Da, se pare că fix acum când fac eu videoclipul nu merge YouTube-ul. Ok, o să vă apară ceva genul ăsta. Eu deja am un cont de AdSense, nu mai am nevoie de altul, iar voi care nu aveți o să trebuiască să dați creați sau utilizați alt cont. Dați creați sau utilizați. Dacă aveți alt cont, știți deja cum să legați contul de YouTube cu contul de Google AdSense, sau dați creați un cont. Atunci când vă creați un cont, este foarte important să vă puneți datele reale. Asta în caz că aveți 18 ani. Dacă nu aveți 18 ani, trebuie să faceți contul pe numele părinților, deoarece la AdSense, la Google AdSense se cere cel puțin 18 ani, dacă nu mă înșel. Înainte se puteau face conturi dacă aveai 16 ani, doar că erau preluate de către cu ajutorul părinților. În fine, deci foarte important e să puneți datele reale, deoarece o să trebuiască să confirmați uneori cu o poză cu buletinul vostru, ceva genul, nu mai țin minte că eu nu mi-am mai făcut conturi de mult. Așa, o adresă de mail, o parolă, confirmați parola, data de naștere, dacă nu aveți 18 ani, să faceți pe numele părinților, un număr de telefon, următorul pas. La următorul pas o să aveți ceva genul, creează contul de AdSense sau asociază contul de AdSense cu contul dumneavoastră de YouTube, și adică să aveți un canal cu conținut original, să aveți un canal în care să nu folosiți conținut de la altcineva, să nu folosiți muzică și să arate în stare impecabilă, adică și estetic și tehnic, să nu aveți reclamații pentru drepturi de autor și să aveți toate chestiile astea în stare bună. Deoarece dacă nu le aveți, o să vă pierdeți timpul degeaba. Cam atât pentru ziua de astăzi. O să ne auzim în alt video unde o să vă arăt cum să vă faceți un cont de AdSense de la zero. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să dați subscribe. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi lăsați în comentarii părerile voastre sau să mă întrebați despre orice. Și dacă sunteți de acord să continuăm seria, aștept mesajele voastre în comentarii. Cam atât pentru ziua de astăzi. Bye, bye! Pentru promovări gratis, nu uitați să dați un like la acest video.
să lăsați un comentariu cu linkul vostru de YouTube sau să-mi trimiteți pe pagina mea de Facebook un mesaj cu linkul și descriere despre canalul vostru, iar eu am să vă fac promovări gratis. Nu uitați de Giveaway România și de videoclipul Cum să câștigi bani cu ajutorul YouTube-ului, unde vă dezvălui toate secretele. Aici aveți videoclipul cu Giveaway România, iar aici aveți videoclipul cu... Am și uitat cum să faci bani cu YouTube. Cam atât pentru ziua de astăzi, v-am salutat. Bye, bye!